Carina Müller vă prezintă telejurnalul. La mulți ani Republica Moldova, la mulți ani România. Au mai rămas ore numărate până la miezul nopții, când adunați la masă de sărbători alături de cei dragi, vom lăsa în urmă anul 2021. A fost un an complicat, un an în care omenirea a fost bântuită de pandemie de COVID-19. Cu siguranță însă cu toții am trăit și momente fericite sau mici bucurii, care astăzi ne fac să privim cu optimism în anul viitor. Vom păși în anul tigrului, în speranța că în 2022 vom fi la fel de puternici precum este acest animal grațios. De câteva ore bune, mai multe țări din zona Pacificului au intrat în noul an. Într-un interval de 26 de ore este revelion în toate țările din lume, rând pe rând, începând cu statul insular Samoa, Noua Zeelandă, Australia și în cele din urmă, în două teritorii nelocuite din Oceanul Pacific. În statele Republicii Moldova răsună deja colinde și urături. Cete de copii deghizați în urși și capre dau buzna în cursile oamenilor pentru a le ura un an nou cu belșug și sănătate. Gospodarii au întâmpinat nerăbdători, iar acum îi primesc bucuroși cu bucate calde. De cum s-a lăsat seara, copiii din satul Schineni din raionul Soroca s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare și au pornit cu alai pe la casele gospodarilor. Împătimiți de tradițiile strămoșești, mulți urători au mers cu capra și ursul. Urătorii și-au făcut bine tema pentru acasă, s-au pregătit zile bune până au adunat recuzita și au învățat bine versurile, iar spectacolul a culminat cu jocul ursului, considerat unul dintre cele mai spectaculoase jocuri cu măști în tradiția populară. Și caprele au țopăit țanțoși pe sub ferestre, ornamentate cu mești tradiționale, au adus voie bună în casele gospodarilor. Merg cu uratul din casă în casă, am o urătură veche de care o repet de foarte mult timp, știu multe urături. Acesta este un obicei străvechi care încercăm să-l menținem viu cât se poate. Câștigăm bani, bomboane și fericirea gospodarilor. În repertoriu noi avem capre, băbuțe, moșnigei, urși. Asta este o tradiție încă de la străbuneii noștri. Astăzi, tradițional, la noi în localitate mergem cu uratul. Urăm fiecare gospodar pentru multă sănătate, belșug și fericire. Nostalgici pentru vremurile de odinioară, gospodarii spun că așteaptă nerăbdători în fiecare an să fie colindați pentru că în așa fel obiceiurile românești rămân vii. În fiecare an, în ajunul sărbătorilor, noi gospodari întotdeauna suntem pregătiți pentru a primi cu mare drag și cu brațele deschise urătorii. Pregătim întotdeauna bucate tradiționale, atât colacul, care este deja o tradiție transmisă din moși strămoșii noștri, dulciuri pentru copii și, desigur, că dacă mai avem și bani, pentru că asta este o tradiție. De orat am mai erat, dar nici că o întârziaște. Mai avem încă de orat Moldova înșelat. Și la anul care să vină, semănavă cu lumină, plaiul nostru luminos, să ne fie mai frumos. Mulțumim mult, dragi urători, pentru urare. Vă așteptăm și la anul. Cetele de colindători continuă să meargă în această seară din casă în casă până noaptea târziu pentru a le ura oamenilor un nou an 2022 cât mai bun. Angajații penitenciarului din Bălți le-au dat peste cap sărbătoarea de Revelion mai multor deținuți care așteptau daruri din partea celor apropiați. Detalii imediat în telejurnalul.
Magistratul Vladislav Glima rămâne în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău. Prima instanță a anulat astăzi decretul semnat de președintele Maia Sandu, prin care judecătorul a fost demis. Șeful statului a anunțat că va contesta decizia. Judecătoria Chișinău a decis să-l răpună pe Vladislav Glima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău. Șeful statului a anunțat că va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău. În septembrie 2020, Glima a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău prin decretul fostului președinte Igor Dodon. Acest decret a fost însă anulat în luna mai a acestui an de actualul președinte Maia Sandu. Șeful statului a invocat încălcări ale procedurilor legale comise de Consiliul Superior al Magistraturii și un conflict de interese la numirea lui Vladislav Glima în funcție. Glima este unul dintre cei trei judecători ai Curții de Apel Chișinău care în 2018 au menținut decizia primei instanțe de a nu valida alegerile locale din municipiul Chișinău. Azi, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a venit cu o reacție. El a numit decizia judecătorilor de a-l repune în funcție pe Glima drept acrobații juridice ale unor clanuri mafiote înainte de Revelion. În anul 2021, salariul mediu al cetățenilor din dreapta Nistrului a fost de aproape două ori mai mare decât a celor din regiunea transnistriană. Analiștii economici atrag însă atenția că în stânga Nistrului, prețurile la produsele alimentare și tarifele la serviciile comunale sunt mai mici. În 2021, noi estimăm că salariul în Republica Moldova este de 9.200 de lei, iar în stânga Nistrului de 6.100 de lei. Diferența este de 50%. Deci, în Republica Moldova, cetățenii au un salariu cu 50% mai mare. Veceslav Ionița a calculat salariile locuitorilor din stânga Nistrului și puterea de cumpărare a acestora. Totuși, trebuie să spunem că puterea sau paritatea puterii de cumpărare în stânga Nistrului a unui leu totuși este mai mare. Ce am în vedere? Acolo prețul la gaz, prețul la energie electrică, prețul la anumite produse este mai mic decât în Republica Moldova. Din acest motiv, cu un leu în Transnistria, în mediu cumperi cu 20% mai mult. Deci cum ar fi 6.100 de lei oficial care primește unul din stânga Nistrului, el în Moldova poate procura bunuri de 6.100 de lei, iar în stânga Nistrului el cumpără bunuri care noi aici ar trebui să dăm vreo 7.200. Potrivit lui Veceslav Ioniță, veniturile cetățenilor Republicii Moldova în 2021 se estimează la 155 de miliarde de lei. În acest an, parlamentarii de la Chișinău au fost foarte activi. Din momentul constituirii Parlamentului din legislatura 11-a, deputații s-au întrunit în 25 de ședințe în plen, comparativ cu 10 cât au fost anul trecut. Legislativul a adoptat mai mult de 60% din toate proiectele de acte normative înaintate. Colega mea, Svetlana Gore, recapitulează activitatea parlamentarilor. Bun găsit! În acest an, parlamentarii de la Chișinău au adoptat 170 de acte normative dintr-un număr de peste 270 de proiecte de legi înaintate. Totodată, deputații au venit cu 200 de amendamente la diferite acte normative. În sesiunea de toamnă-iarnă, în plen au fost înaintate și două moțiuni. Opoziția parlamentară a cerut demiterea ministrului Sănătății Alan Nemerenko și ministrului Justiției Sergiu Litvinenko, însă ambele moțiuni au fost respinse. Deputații au fost activi și la nivel de comisii permanente ale Parlamentului. Cele 11 comisii ale legislativului s-au întrunit de aproape 250 de ori și au prezentat 274 de rapoarte, 47 de corapoarte și 794 de avize. Totodată, în legislatura curentă a Parlamentului, au fost create 6 comisii speciale, comisii de anchetă și grupuri de lucru. În ajunul anului nou a fost reluată circulația între Giurgiulești și Galați peste râul Prut. Și asta pentru că autoritățile de la București au reabilitat podul care face legătura între cele două localități. Guvernul României a alocat peste 1,5 milioane de euro, iar lucrările au fost terminate cu 2 luni mai devreme decât termenul prevăzut inițial. Podul are o lungime de 125 de metri și a fost construit în anul 1949. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a mulțumit României pentru sprijinul oferit.
Văd că în loc de lapte și ipotetic droguri ascunse în bomboane, e ceea ce au depistat angajații penitenciarului din Bălți în mai multe colete cu produse alimentare transmise deținuților. În așa fel, oamenii legii le-au dat peste cap planurile unor pușcăriași de a petrece revelionul. Substanțele au fost depistate în coletele transmise diferitor deținuți, fiind confiscate de oamenii legii. Cei care au transmis coletele au fost audiați și urmează a fi sancționați potrivit legii. Comisia Electorală Centrală face primul pas spre votul electronic. Pentru început va crea un grup de lucru de specialiști de la diferite instituții. Acesta va trebui să elaboreze un concept și plan de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot prin intermediul semnăturii digitale. Ideea este privită cu ochii buni de experții în digitalizare. Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărârea de creare a grupului de lucru în scopul digitalizării procesului electoral. Obiectivul CEC este să le ofere cetățenilor posibilitatea de a vota fără a se prezenta la urne. Experții în e-transformare salută inițiativa CEC. Ei spun că nevoia implementării votului electronic este stringentă pentru că mecanismele actuale nu oferă tuturor dreptul la vot. Această problemă s-a confirmat odată în plus la ultimele alegeri parlamentare, când la secțiile de vot din străinătate s-au format cozi imense. Potrivit experților, autoritățile trebuie să aplice acum soluția tehnică identificată în așa fel încât să fie asigurat secretul votului. Procesele tehnologice, procese de autentificare digitală, încrederea în actorii care implementează soluția corespunzătoare, încrederea în soluția tehnică propriu-zisă și cei dezvoltatori și cine vor controla, cine vor autentifica, cine vor avea grijă de criptare, decriptare tuturor acestor voturi este esențială. În acest moment, noi nu avem un cadru legal care ar permite să votăm mai multe zile, pentru că votul online este a priori un vot preliminar. Victor Guzun crede că introducerea votului electronic trebuie să se facă gradual. El susține că înainte de a fi pus în aplicare, mecanismul acestui sistem de vot trebuie testat în cadrul unor alegeri simulate. Asta pot fi alegeri simulate, de exemplu, în, nu știu, în Chișinău sau într-o localitate. Aceasta pot fi alegeri paralele în careva dintre municipalitățile mai mici din Republica Moldova, de natură ca la alegerile locale din 2023. Să se implementeze în Republica Moldova, ceea ce probabil că va avea șanse mai mari ca toate aceste disfuncționalități să fie soluționate mai eficient, pentru ca ulterior să fie implementate la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025. CEC notează că după ce va fi creat, grupul de lucru va avea la dispoziție 45 de zile pentru a evalua situația, după care va elabora conceptul de vot electronic. Comisia Electorală Centrală a anunțat că în acest proces se va ține cont de bunele practici internaționale. Centrele de găzduire a persoanelor fără adăpost au devenit tot mai solicitate după ce în ultimele zile vremea a sărăcit. La singurul centru de acest fel din Chișinău au fost adăpostiți zeci de oameni care riscau să moară de frig în timpul nopții, când temperatura a coborât până la minus 10 grade Celsius. La cei 51 de ani, Alexei Popescu a rămas fără locuință. După ce a divorțat, nu și-a mai văzut familia care e plecată peste hotare. Bărbatul este din Chișinău, iar în urmă cu câteva zile a ajuns la centrul de găzduire a persoanelor fără domiciliu. Poliția nu știu mai diferențiat pe afară, că acum e iarnă, diferențiat, dacă este un loc de trai pentru oameni care nu au de trai. Puteți să vineți să vă arătăm acolo sau să vă dihneți noapte, să nu închisați pe afară. Dar pe unde dormeați până acolo? Te știți, dormeam la o cină, la o cuzină, la o construcție care e perfect. Am dormit eu pe sub gard, dar nu-i cam bine. E urât sub gard, pentru că oricând poate să apară niște neplăceri din cauza unor tineret care e needucat, sub gard nu-i bine de dormit. Am încercat, dar nu cam merge. E frig. Pe drumuri a rămas și această femeie care și-a găsit liniștea aici, la centru. N-am rude. Sunteți mulți. Mulți ani am trăit pe la aporne punct, pe la diferiți oameni și amoiși. Cum vă simțiți aici? Bine. Ne hrănesc de trei ori.
16 oameni în grup care are grijă de noi. Soțrobotnici, medici, infirmieri. De când s-a răcit afară, numărul celor care vin la centrul de găzduire din Chișinău practic s-a dublat. Aici, oamenii străzii primesc hrană, haine curate și asistență medicală în caz de necesitate. Ultimele două săptămâni de zile, permanent, avem un flux foarte enorm de oameni. De pe 23 până în ziua de azi, avem în jurul la 60 de persoane care s-au adresat. Multe au fost de acum reintegrate în societate, în familie, multe au plecat la locurile de bașină care sunt de la nord, care de la sud, adică care au rămas pe zi două. În prezent, la centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost din municipiul Chișinău sunt adăpostite în jur de 70 de persoane. De sărbători să fii mai buni. Orașul Soroca a fost aseară gazda unui concert caritabil, Magii de la Răsărit. Colindele au fost interpretate de corul Mitropoliei Basarabiei, iar banii adunați vor fi donați Centrului de Îngrijiri Paliative la Domiciliu, Hospice Angelus, pentru a ajuta pe cei care suferă de boli incurabile. Anul acesta, de sărbători, Biserica Mitropoliei Basarabiei Sfântul Martirii Brâncovenii din Soroca a ales să vină cu daruri pentru familiile în care cresc copii bolnavi și care mereu speră la un miracol ce i-ar putea scăpa de durerea pe care o trăiesc. Au dat o mână de ajutor și basarabenii stabiliți în România. N-am să spun fiecare ce sumă a donat, deși e scris pe acest plic. 1500 de euro au trimis de la București pentru copiii aceștia pe care noi, din seara aceasta, îi adoptăm, îi avem în grijă cu toții pentru că sunt copiii noștri. În această seară, cu plăcere, am acceptat familia să, cu familia împreună și cu nepoțica Amelia să fim alături de acest minunat colind care este adus acestor minunați oameni în prezență astăzi aici, pentru copilașii care stau țintiți acasă. Unul dintre copiii care au nevoie de ajutor este Nikita. Băiatul s-a născut cu grave probleme de sănătate care a afectat vederea încă din primele zile ale vieții, iar acum are nevoie urgent de operație. Nu m-am așteptat la asta, într-adevăr, asta a fost foarte, foarte frumos, foarte plăcut. Îi mulțumesc la toți oamenii, la toți care mă susțin, îi mulțumesc din suflet. Dă Dumnezeu sănătate la toți și la toți copilași care au nevoie. Sunt foarte bucuros că în sfârșit și la Soroca putem organiza așa evenimente caritabile și putem susține acești pacienți simțiți la pat și copii, adulți și sper să se mai realizeze așa manifestații în fiecare an. În dependență de fonduri vom putea decide câte persoane vor fi deservite și în special avem un copil care necesită o operație, o intervenție destul de grea. Echipa Centrului de Îngrijiri Paliative la Domiciliu Hospice Angelus din Soroca îngrijește de 180 de persoane cu diferite probleme de sănătate. Unii sportivi basarabeni nu renunță la antrenamente nici în zilele de sărbătoare. Cum vor petrece Revelionul cei mai buni dintre ei, aflați peste câteva minute în Telejurnal. Noua discuție telefonică între președinții Statelor Unite și Rusiei s-a transformat într-un schimb de avertismente asupra situației din Ucraina. Joe Biden a amenințat cu un răspuns ferm la orice invazie rusă, iar Vladimir Putin a afirmat că noi sancțiuni împotriva Rusiei ar fi o eroare colosală. Biden și Putin au menționat calea diplomatică de rezolvare a tensiunilor, dar orice progres diplomatic a avertizat Casa Albă va însemna în primul rând o dezescaladare în Ucraina. Facts make clear that the only aggression we're seeing at the border of Russia and Ukraine is the military buildup by the Russians and the bellicose rhetoric from the leader of Russia. Kremlinul se declară mulțumit de modul în care a decurs convorbirea telefonică de 50 de minute, a doua pe care au avut-o Biden și Putin în mai puțin de o lună. Мы, в принципе,
довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. Мерul discordiei rămâne. Moscova e acuzată de Kiev și aliații occidentali că pregătește invazia Ucrainei după ce a desfășurat la frontiera comună zeci de mii de militari și armament. Kremlinul cere interzicerea oricărei extinderi NATO, percepută ca o amenințare directă, și încetarea activităților militare occidentale în apropierea granițelor ruse, zonă pe care o consideră că se încadrează în area sa de influență. Potrivit comunicatului difuzat de Kremlin, după convorbirea telefonică de aseară, Joe Biden ar fi subliniat că Washingtonul nu va desfășura arme ofensive în Ucraina. Casa Albă a minimalizat aceste afirmații, dând asigurări că aceasta este doar o simplă confirmare a politicii actuale. La rândul său, președintele Putin a solicitat răspunsuri la cererile sale de garanții de securitate, adică negocierea a două tratate de redefinire a echilibrului și arhitecturii de securitate a Europei, care vor fi discutate în curând în cadrul convorbirilor ruso-americane, prevăzute să aibă loc pe 10 ianuarie la Geneva. Statul american Colorado este în flăcări. Sute de locuințe au fost distruse de incendii intensificate de vânturi violente și o secetă fără precedent. Localnicii fug din calea flăcărilor și spun că nu au mai văzut niciodată un asemenea dezastru. Case, hoteluri, centre comerciale și sute de hectare de vegetație s-au transformat în scrum. Rafalele de vânt cu viteze de peste 160 de km pe oră împing flăcările cu o viteză amețitoare. Pe șosele, șoferii se trezesc dintr-o dată înconjurați de foc. I s-a întâmplat și unei echipe a televiziunii CBS. Let's go! We're gonna go now, we're going! We gotta go! We gotta go! No, we have... Come on, come on! Come on! Take the camera! Zeci de mii de localnici au primit ordini de evacuare și s-au grăbit să plece de acasă pe un drum plin de pericole. And my house is where all those flames are. Hopefully not, but it's just on the right side of Dillon, and we were told to evacuate about 3 o'clock. And what was that like getting out? Vizibilitatea e extrem de redusă din cauza fumului dens. Aerul a devenit irrespirabil, iar cerul a căpătat o culoare stranie. Cei care au reușit să ajungă în locuri cât de cât sigure spun că au văzut moartea cu ochii. This is the first time I've really been involved in anything like this, and I'll tell you, it is really scary. The ditches and things and the trees, they're all up in flames, like there's embers everywhere. Toate cursele aeriene au fost consemnate la sol. Accesul e interzis pe sute de drumuri. Traficul feroviar e grav perturbat. Echipele de intervenție au de înfruntat mari greutăți. Vegetația e atât de uscată încât se aprinde imediat. La fel ca mare parte din vestul Statelor Unite, Colorado, un stat cunoscut pentru regiunile sale aride, se confruntă de mai mulți ani cu o secetă fără precedent. Anul care se încheie a fost dureros pentru România, pentru că prea mulți oameni au pierdut lupta cu virusul. Dar trebuie să privim cu speranță spre anul 2022. Este îndemnul președintelui Klaus Iohannis în mesajul de anul nou. Șeful statului mulțumește personalului medical pentru sacrificiile făcute de la începutul pandemiei și își exprimă compasiunea pentru familiile care au pierdut pe cineva drag din cauza coronavirusului. Dragi români, vă mulțumesc pentru sacrificiile făcute, pentru responsabilitate și simțul civic deosebit de care ați dat dovadă în acest an dificil. Tot ce am învățat despre noi înșine pe parcursul pandemiei ar trebui să ne inspire și să ne ajute să depășim mai ușor orice încercări viitoare. Noi, ca națiune, trebuie să ieșim mai puternici și mai uniți din această criză sanitară teribilă. 2022 ne bate la ușă. Să-i deschidem așadar cu speranță, cu inima deschisă și cu încrederea că toate eforturile noastre vor însemna bucuria de a ne regăsi cu adevărat în normalitate. La mulți ani, oriunde vă aflați, vă doresc un an nou fericit, cu sănătate și împliniri.
în sânul familiei, în vacanță, peste hotare sau chiar în cantonament. Așa vor petrece sărbătorile de iarnă cei mai buni sportivi din Republica Moldova. Unii dintre ei spun că nu renunță la antrenamente nici măcar în această perioadă pentru a fi în formă maximă în noul sezon competițional. După un an în care au muncit din greu la turneele internaționale, unii sportivi basarabeni au intrat în sărbători, însă nu pentru mult timp. În sărbători voi merge acasă, lângă familie, pentru că este sărbătoare pentru familie, pentru cei dragi, unii cea mai mare susținere am din partea lor. Bunii mei, părinții mei, acolo voi merge, sper că acolo voi petrece și anul nou. După care, anul nou, merg în cantonament pe data de 3, orașul Timișoara, în munți. Plec să întâlnesc anul nou și celelalte sărbători alături de familie și de surori. Ce țară? În Germania. Sărbătorile vor fi ca de obicei în sânul familiei, dar prin antrenamente. Deci antrenament, sărbătoarea, două zi dimineața, înapoi la antrenament. Sportivii din Republica Moldova speră că în anul care vine vor atinge noi performanțe. Am așteptări foarte mari și dorințe, scopuri mari și nu pot să zic concret ce. Mai bine rezultatul să vorbească de la sine. Să aducem cât mai multe medalii. Sperăm că să continuăm așa pe viitor, să progresăm, să nu rămânem la același nivel și să aducem rezultate cât mai bune. Pentru mine anul 2021 într-adevăr a fost un an de succes. Am călcat cu dreptul. Pe viitor urmează să analizăm, să lucrăm pentru alte noi rezultate. În anul 2021, sportivii basarabeni au cucerit peste 200 de medalii la turneele internaționale, inclusiv una de bronz obținută de canotorul Serghei Tarnovski la Jocurile Olimpice de la Tokyo. С Новым годом! Happy New Year! Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit, iată că a venit și ultima zi din acest an și odată cu ea a venit și vreme o leacă mai frumoasă în Republica Moldova. Din păcate, această noapte va fi tot geroasă, iar temperaturile rămân negative în toată țara. În jumătatea de nord va fi cel mai frig, la Bălți și Soroca se vor înregistra minus 7 grade. Ei bine, prima zi din 2022 aduce temperaturi puțin mai ridicate, însă prin unele raioane o să cadă lapoviță. La Râbnița, termometrele ne vor indica la prânz 5-6 grade Celsius. În capitală urmează o noapte cu nori și minus 5 grade ne vor indica termometrele în centrul orașului. Nici mâine nu vedem soarele, însă pe la prânz mercurul din termometre urcă până spre 7 grade. În România, prima zi din an vine cu temperaturi de primăvară în mai multe zone. Prin Muntenia se vor înregistra chiar 13-14 grade la orele amiezii. Doamnelor, domnilor, cam atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în acest an. Vă doresc petrecere frumoasă în această noapte și să ne revedem sănătoși în 2022. Pe curând! Doamnelor, domnilor, atât pentru acest an. Eu sunt Carina Miller și vă mulțumesc pentru atenție. Sărbători fericite și vă dorim un an cât mai prosper și bogat. O seară frumoasă să aveți. La mulți ani, Republica Moldova. La mulți ani, România.